Fostul secretar de stat american Henry Kissinger, care mâine va împlini 99 de ani, mulți înainte, a făcut valuri la Davos. A lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii pentru a încheia un tratat de pace cu Rusia. Americanii joacă șah pe o tablă cât lumea asta de mare și pot vorbi cu ușurință. N-au mai avut o agresiune armată pe teritoriul lor de la Pearl Harbor. Din păcate, opinia lui Kissinger nu este izolată. Sunt și lideri europeni care gândesc așa, ia frumos să meargă Zelenski și să pupe inelul lui tata Putin. Dar, să zicem, Victor Orban, ar capitula el dacă agresiunea ar fi asupra Ungariei? Ar ceda el teritorii? O să-mi spuneți că lui Orban nu îi se poate întâmpla, că e prieten cu Putin. Ei bine, nu cred că e prieten, e doar vasal. Așa că nu știu ce să zic, da, vrem să se termine odată războiul, dar nu în termenii Kremlinului. În țară acum, prețurile cresc la alimente, energie și carburanți, dar cel mai tare crește teama că vine o criză dură. Încă nu am uitat ce am pățit în 2008. E încă destul de neclar cum va fi protejată populația, mai ales că avem un guvern în care sunt la braț cei care structural dau cu cei care structural iau. Este sigur un lucru, nu prin reduceri de personal în administrații și în companii de stat se va întâmpla. Ne întoarcem la vechea declarație a lui Traian Băsescu cu omul gras, aparatul de stat, că l-are pe unul slab, care este economia. Între timp, partidele se foiesc, aș fi tentat să spun că motivul este legat de alegerile din 2024, 2 ani zboară foarte repede, însă partidele noastre se foiesc permanent. Nu e liniște nici înainte, nici după alegeri. PNL are funcții de împărțit, USR-ul stă să se rupă, Orient de gringoladă, ba chiar și în PSD este o aripă mai rea, să-i spunem firea, care nu îi oferă liniște președintelui Ciolacu. Teme numai bune de discutat într-o emisiune politică. Bine v-am găsit, sunt Ionel Lespuc, urmăriți actualul regional politic, live și pe Facebook. Discutăm despre partide, guvern și război astăzi. Alături de mine în studio, deputatul Viorel Băltărețu de la USR. Îl așteptăm pe analistul politic Doru Pop și ni se va alătura de la Poiana Brașov, Rareș Bogdan, europarlamentar PNL și prim vicepreședinte al partidului. Mai târziu vom discuta și cu Călin Mătieș, senatorul PSD, care i-a adus flori tricolore, dar cu roșu, galben și albastru, nu cu roșu, alb și verde, președintelui Ungariei, Cătălin Novak, care a venit în România ca în junglă și a crezut că a ajuns la Coloșvar. Viorel Băltărețu, vă salut, bine ați venit la TVR Cluj. Ce se mai întâmplă în USR-ul dumneavoastră? Este o fierbere mai mare decât de obicei. În USR este permanent fierbere, dar de data aceasta e temperatura mai ridicată. Am văzut că domnul Drulă se pregătește să devină președinte nu doar interimar, ci plin al partidului. Între timp însă există tot felul de fricțiuni. Da, e o perioadă de reașezări. Până la urmă, cum a spus și dumneavoastră un pic mai devreme, trebuie să ne pregătim de alegerile din 2024. Avem mari speranțe că vom avea un scor bun, dar pentru asta va trebui să muncim, va trebui să convingem electoratul. În momentul de față, perioada asta de reașezări s-a transformat într-o dezbatere internă destul de să zic eu, aprinsă până la urmă, pe modul în care vrem să facem reforma. Pentru că până la urmă, obiectivul pentru care suntem în politică, noi ca partid și eu personal, suntem pentru a face reformă în țara asta, de a schimba țara asta. Acum vrem același lucru cu toții, doar că discuțiile în momentul de față sunt dacă o facem într-un fel sau o facem în altul. Că știți foarte bine, la un punct poți să ajungi pe mult mai multe drumuri. Da, dar e foarte, foarte important asta. Mai întâi să spun că Doru Pop este acum alături de noi. Vă salut, domnule Doru Pop. Domnule Băltărețu, mă întorc la dumneavoastră. Pare că domnul Cioloș încearcă să, sau, mă rog, are o tendință așa de a-și face propriul partid, de a reface plusul, de a rupe USR. Sunt ședințe peste ședințe, unele la Bruxelles, altele la Mamaia, știu că ați fost și dumneavoastră la unele dintre ele. Oamenii vor să înțeleagă, sunt mulți susținători ai partidului care vor să înțeleagă de ce această permanentă agitație și de ce nu se întâmplă ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că vreți reforme, că vreți lucruri bune și pare că e doar o agitație în partid și atât. În primul rând, legat de Dacian Cioloș, știm foarte bine că Dacian Cioloș în februarie și-a dat demisia din poziția de președinte al USR, din păcate pentru noi ca partid.
Și asta pentru că n-a reușit să își să ajungă la un punct comun cu BNU, condus de, să zicem așa, cum discutăm noi în partid, Tim Barna. Adică fost echipă USR. Și în partidul și în vechiul USR există mai multe aripi, să spunem, ceea ce e foarte bine. Asta înseamnă democrația. Nu trebuie să fim toți aliniați, să fim toți de acord. Bun, și acum Drulă e susținut de Tim Barna. Acum Cătălin Drulă și-a depus candidatura și încearcă să aibă o susținere cât mai mare în partid. Și-a depus și-a anunțat candidatura la Mamaia. Aici e o altă discuție. Dar întorcându-mă la Dacian Cioloș, Dacian Cioloș n-a reușit să își impună într-un fel sau altul programul de reformă și în momentul de față este o diferență de soluție pe aceeași viziune. Nici n-a avut timp. Dumneavoastră pretindeți de la cei care guvernează să performeze repede și noi, cetățenii. Dacian Cioloș a avut câteva luni ca să performeze la conducerea partidului. A avut undeva la 4 luni. Păi și cine poate scoate rezultate așa? Bun, dar n-a fost o problemă că n-a performat. A fost o problemă că a prezentat un plan care a fost respins de către Biroul Național. Asta a fost problema. Acel plan însemna o serie de reforme, o serie de deschideri către societatea civilă, o serie de deschideri, o metodă de deschidere către mediul antreprenorial, pentru că până la urmă noi suntem un partid de centru-dreapta și avem în vedere foarte mult toată partea asta de mediul antreprenorial, de economie, de modul în care ar trebui statul să sprijine mediul sau, dacă vreți, nu neapărat să-l sprijine, ci să-l lase să se dezvolte în mod natural și să-i creeze condițiile să se dezvolte. Și cumva aici au apărut disensiunile legate de deschiderea partidului. Dacian Cioloș în momentul de față e membru USR, sunt foarte multe speculații, sunt foarte multe discuții. El știe mai bine ce va decide în următoarea perioadă, dar e clar că trebuie să facem o anumită reformă în partidul nostru pentru a ne pregăti cu adevărat pentru alegeri și a atrage oameni alături de noi. Bun, o să revenim la subiectul USR. Mergem acum la Poiana Brașov, unde ni se alătură Rareș Bogdan, cum spuneam, prim vicepreședinte al PNL, europarlamentar. Vă salut, domnule Rareș Bogdan. Bună seara, domnule Lespuc, bună seara invitațiilor și tuturor telespectatorilor TVR Cluj. Mulțumesc mult că ați acceptat să intrați în legătură cu noi de la Liga Aleșilor PNL. Spuneți-mi, vă rog, mai întâi ce se întâmplă acolo, ce s-a întâmplat important astăzi la acest eveniment al partidului. În primul rând, cel mai important lucru este o prezentare pe care Nicolae Ciucă, premierul României, președinte al PNL și 8 din cei 9 miniștri, unul fiind plecat la Istanbul, ministrul afacerilor externe, deci ministri liberali din cabinet, au făcut un bilanț al primelor 6 luni de guvernare, ce s-a realizat, care sunt proiectele care urmează, care sunt proiecțiile noastre și, bineînțeles, legătura pe care aceștia o au cu administrațiile locale pe diverse componente, după care a fost prezentată o mapă a primarului liberal. Noi avem administrații de mare succes, atât la nivel de comună, oraș, cât și municipii, reședințe de județ, culminând, sigur, cu Clujul, cu Oradea, cu deci Cluj-Napoca, Oradea, Turda, Blaj, Sebeș, Deva, Iași, Suceava, Piatra Neamț, toate sunt administrații liberale, Arad la fel, Reșița la fel. Pe lângă acestea, Slobozia, Constanța, avem președinți de Consiliu Județene foarte performanți, poate printre cei mai performanți fiind Alin Tișe, dar și Daniela Câmpean de la Cluj, Ion Dumitrel de la Alba, de asemenea Dinu Iancu Sălăjeanu de la Sălaj, Ion Bolojan, domnul Ilie Bolojan de la Bihor, dar și președinți de Consiliu Județene ceva mai tineri, cum sunt Ionel Bogdan de la Maramureș, sau, de asemenea, Alin Nica de la Timiș sau Hubert Tuma de la Ilfov. Deci am făcut o analiză a investițiilor făcute până acum, a investițiilor în derulare, a ceea ce avem de făcut și după asta a fost o discuție cu primarii pe ce au ei de reproșat sau ce au ei de sugerat sau ce doresc ei să se desfășoare în următorii 2 ani și jumătate, cam atât e până la următoarele alegeri generale, respectiv 2 ani și câteva luni până la alegerile locale. Cam asta a fost activitatea de astăzi.
Mâine avem un Consiliu Național unde alegem trei poziții. Poziția de președinte, de prim-vicepreședinte pe strategii politice, cea lăsată vacantă de Lucian Bode prin plecarea ca secretar general. De asemenea, cea de vicepreședinte pe proiect de securitate națională și poziția de secretar general care vine la propunerea primului ministru și are în cazul acesta un singur candidat. Cam astea sunt cele două zile de la Poiana Brașov pentru Partidul Național Liberal. Trebuie spus că Liga Aleșilor Locali nu a mai fost organizată de 4 ani. În cazul domnului Bode, lucrurile sunt clare. Dincolo, la cele două funcții de vicepreședinte, respectiv prim-vicepreședinte, e concurență mare. 3-4 oameni pe poziții. Da, sunt mai mulți concurenți. Da, ceea ce... Inclusiv Clujanu Sorin PNL, Moldovan, conform statutului, care concurează prevede pentru ca președintele de vicepreședinte, da, de securitate națională, da. Spuneați, domnule Rareș Bogdan, acum, cred că avem PNL un delay. PNL, un partid care are 1000... Cred că avem un delay, mă rog, și reușim foarte greu să ne înțelegem. Aș vrea să vă pun o întrebare legată de ce spunea premierul Nicolae Ciucă la bilanțul de 6 luni. Azi, după 6 luni de guvernare, avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și peste 90 de miliarde de euro la dispoziție pentru dezvoltarea și modernizarea României. Nu zice nimic de inflație aici premierul și cred că asta ar fi de fapt inflația fotografia reală. Inflația e 13,8. Nu, inflația e 13,8. Nu este o inflație care să fie mai mare ca în alte state europene. Ne situăm în jumătatea 1 a celor 27 de state din Uniunea Europeană. Ce este foarte important este că acești bani există. Acum rămâne să-i și aducem. Este pentru prima dată când un guvern al României a reușit o absorpție de peste 54% a fondurilor europene. Sigur că până la absorpția Germaniei sau Irlandei, respectiv a Poloniei, este cale lungă. Ei au absorbție de fonduri europene 93-98%. La noi ne ducem între 54% și 56%. Este oricum mult mai mult decât aveam în urmă cu 7 ani, 8 ani, când absorpția era undeva la 9%. De asemenea, avem acești bani din PNRR. Domnul Boloș a prezentat stadiul absorției din PNRR, precum și necesarul de proiecte și zona în care se duc acești bani. Sigur că poza trebuie să includă și lucrurile mai puțin plăcute, trebuie să includă și partea plăcută. Dar, pe balanță, în momentul ăsta, cifrele enunțate de premierul Ciucă sunt cele care corespund realității. Rămâne să vedem cum vom gestiona următoarea perioadă, respectiv următoarele 6 luni de zile. Vom exploata momentul în care România poate să joace la nivel regional și european prin ieșirea Ucrainei și a Rusiei de pe piața de cereale? Aici e marea întrebare. Cer scuze. Da, nicio problemă. În legătură cu ce spuneați dumneavoastră că avem absorpție de 54%, ce ne face pe noi să fim optimiști că vom reuși să atragem toți banii din PNRR, respectiv din programele operaționale pentru exercițiul următor al Comisiei Europene, dacă noi am rămas cu 12 miliarde de euro necheltuite acum? 12,4, 12,4 plus 1,6, respectiv aproape 14 miliarde de euro nefolosiți. Păi, e simplu, acești bani au rămas din exercițiul anterior, ăștia sunt bani din exercițiul actual. Faptul că am sărit pentru prima dată de 50% absorție mă face să sper că putem să mergem mai departe. În același timp, aș atrage atenția cu privire la comportamentul unor oameni din ministere, în special din Ministerul Fondurile Europene, care ar trebui să fie mult mai aplicați și, de asemenea, dacă au nevoie de ajutor, dacă nu reușesc datorită volumului de muncă singuri, pentru că sunt bine plătiți, aici nu e o problemă, să ceară ajutorul, să spună, și nu este o problemă să facem în aceste domenii angajări de specialiști, pentru că noi am mizat pe specialiștii români. Și n-am făcut rău. Polonia a adus 900 de specialiști din Germania la începutul absorpției, la intrarea lor în Uniunea Europeană, respectiv Bulgaria au adus 340 din Irlanda și Spania. Dacă ei nu se vor descurca și nu vor reuși să facă ceea ce trebuie, nu este nicio problemă să facem angajări multiple în acest domeniu, pentru că trebuie să fie prioritar. Acesta înseamnă dezvoltarea României și șansa României
cu niște bani care ni se oferă. Dacă suntem atât de fraieri încât să lăsăm banii ăștia pe marginea drumului și să nu-i folosim, înseamnă că avem o problemă extrem de serioasă de înțelegere a lucrurilor. Eu sunt optimist, mai ales că am mare încredere în Marcel Boloș, un om care are o mare experiență în domeniu, care a lucrat și în ADR-uri și care de asemenea este un om cu o dorință de muncă absolut incredibilă. Cred că omul ăsta, de când a ajuns ministru, doarme 5-6 ore, în rest este la minister și a și reușit să ducă proiecte și să negocieze cu comisia lucruri care păreau de nenegociat. Deci, pe domeniul ăsta este concentrarea noastră, pentru că acești bani din PNRR, banii din fondurile structurale, banii din coeziune, respectiv banii din bugetul propriu de investiții de 7% pe Angel Salini, reprezintă dezvoltarea pentru România. O parte sunt pentru comunitățile mari, urbanul mare, cealaltă parte, și aici am venit noi cu proiectul guvernamental Angel Salini, extrem de important pentru dezvoltarea comunităților locale. Acolo avem o sumă care a fost suplimentată la 50 de miliarde la de data asta în lei, deci de la 10 miliarde de euro la 64 de miliarde de lei, asta înseamnă undeva la aproape 13 miliarde de euro, care merg în dezvoltarea comunelor, a consiliilor județene, pe drumuri comunale, pe canalizare și pe instalație de gaz. Pentru că, din păcate, România are o mare problemă cu rețeaua de gaz, acolo unde avem undeva la 34% doar acoperit din totalul locuințelor, fiind țara din Uniunea Europeană care se încălzește cel mai mult ca număr de locuințe la lemne, deci cu lemne. Lucrurile astea ne fac să ne oblige. Sigur că eu nu vreau să mă uit înapoi cu mânie, nu vreau să mă întreb ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Spun că dacă avem banii la dispoziție, hai să-i folosim și să depunem un efort colectiv prin care să reușim să aducem acești bani europeni în proiecte pentru România. Nu vreau să privesc în spate și să spun că ăla n-a făcut sau a făcut mai mult. Am făcut de la București până la Poiana Brașov 4 ore din cauza lipsei autostrăzilor, pe un drum care în mod normal trebuie să face o oră și jumătate. Dar asta era, e. Învățăm din asta și poate asta ne va ambiționa și mai mult. Nu l-am văzut, poate cu cortul prin Turcia, domnul Ponta, nu știu unde e exact, sau în Dubai. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Rares Bogdan, pentru intervenția dumneavoastră. În perioada asta e mai greu să doarmă. Numai bine, numai bine. La revedere, numai bine. Bun, Doru Pop, l-am văzut pe Rares Bogdan, l-am ascultat și pe Viorel Băltărețu. Am aflat mai multe lucruri într-un timp foarte scurt. Ce se întâmplă în USR-ul domnului Băltărețu, ce se întâmplă în PNL-ul domnului Rares Bogdan, ce se întâmplă cu guvernarea și cu visele noastre de a atrage multe, multe fonduri europene în condițiile în care noi până acum am atras extrem de puțin, de parcă nu ne plac banii ăștia europeni, ne plac ăștia mai mult ai noștri care se pot dosi. Monstruoasa coaliție PNL-PSD își demonstrează defectele în acest moment. Sunt 6 luni în care, conform înțelegerilor, PSD-ul trebuie să preia funcția de premier. În mai 2023. Exact. Se apropie această scadență și în acest context PNL-ul dă din colț în colț ca să cheltuiască niște sume fabuloase pe care Uniunea Europeană le oferă. Este clar că PNL-ul nu are soluții, PSD-ul nu are soluții și încă o dată suntem în situația în care România este condusă de o alianță de incompetenți care habar n-au în ce direcție se îndreaptă geostrategia globală. De fapt, cum am văzut și din intervențiile anterioare, marea problemă a României este că avem acces la niște fonduri europene de miliarde de euro pe care nu știm să le gestionăm. Încă o dată... Bun, și sunt regiuni unde nici nu ne interesează. Absolut. Sunt regiuni din România care sunt într-o situație de înapoiere economică, cum este Vasluiul, cum sunt județele din Moldova, care sunt într-o situație de înapoiere economică aici, extraordinară. Departe, în urmă cu 6 ani, era un primar la Feleacu, care spunea, eu nu iau bani europeni, pentru că nu mă interesează banii aia europeni. Sigur că a fost dat jos prin vot, oamenii au înțeles probabil că au nevoie, nu, și primarul de fapt îi reprezintă pe ei, nu se reprezintă pe el însuși. Și... acum, sigur, se trag fonduri europene și în Feleacu. Marea problemă a României din ultimul secol, deci vorbim de 1859, este modernizarea.
această incapacitate a conducătorilor României de a gestiona modernizarea României, vorbim de aproape două secole, este strigătoare la cer. Deci, în contextul în care Uniunea Europeană ne oferă miliarde de euro pe diverse componente. Noi care... suntem ca, scuze, ca baba aia care e ajutată să treacă exact. Strada, dar și ea nu vrea să treacă strada. Exact în situația suntem. Deci, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu au niște strategii pe termen lung. Avem strategii pe termen foarte scurt. După părerea mea, foarte scurt. Cum să... Să sifoneze surse europene. Nu neapărat, dar cum să-și păstreze ei exact, pozițiile, să le conserve. La 10-20% cum să zic, sifonare de fonduri, aceste surse europene care sunt de miliarde de euro, de zeci de miliarde de euro, sunt foarte avantajoase pentru clica care conduce România. Să nu uităm că România este condusă de o clică de indivizi, cum este primul ministru al României. Trebuie să o spunem public. E de neocolit. Plagiator. Plagiator. Trebuie să o spunem public. Este un plagiator, un general plagiator, înconjurat de o clică de incompetenți, de care conduce România. Poate că discutăm mai la urmă, ca să nu-l nu-l atacăm din prima. Da, așa, dar... care este proiectul? Întrebarea mea este, care este proiectul României? Cum merg lucrurile înainte, sau cum, de fapt, nu merg înainte, stau pe loc în ceea ce privește această anchetă a plagiaturii, a plagiatului domnului... Ca să nu vorbim de proiectele economice, de infrastructură. România are niște decalaje enorme de modernizare pe care acest guvern nu este în stare să le ducă la bun sfârșit. Avem miliarde de euro, zeci de miliarde de euro oferite de PNR, pe care guvernul Măciucă nu este în stare să le ducă la bun sfârșit. Nu, hai să nu sărim calul, dar domnul Nicolae Ciucă, premierul României. O adresare. Vom reveni la subiect. Sigur, vom vorbi și despre USR, dar vreau să vă invit să discutăm puțin despre fondurile europene, dacă aș vrea să completez aveți un punct de vedere. Domnul Rareș Bogdan, îmi pare rău că nu mai e aici, că nu-i frumos să vorbim în lipsă. Nu vorbim în lipsă. Domnia sa ne-a spus că, având în vedere evenimentul de la Poiana Brașov, nu o să poată intra decât 5 minute. L-am ținut un pic mai mult, ne-am permis luxul și lucrul acesta. Dar a cerut un pic de înțelegere, pentru că este prins cu activitățile. Și atunci înțelegerea a fost că intră 5 minute, a intrat un pic mai mult. Câteva aspecte care aș vrea să le scot în evidență sau să le punctez cumva în relația în ceea ce a spus, față de ceea ce a spus domnul Rareș Bogdan. Primul rând, dacă PNL-ul și domnul Rareș Bogdan se laudă cu faptul că suntem la 50% absorpție de, am depășit 50% absorpție de fonduri europene, să ne gândim ce înseamnă asta în valoare absolută. A spus la început că, și așa și este, avem undeva la dispoziție 90 de miliarde de euro. E o sumă enormă pentru această perioadă comparativ cu ce am avut înainte. Să zicem că vom obține același ritm și vom lua 50% din aceste fonduri, deci 45 de miliarde. Să spun și deci eu 45 întrebat, de miliarde adică vom pierde. Asta e ritmul nostru, da? De 50% stăm rău. Adică... După cum ați văzut, poate ați auzit că vor opri angajările la stat de la 1 iulie, dar tocmai au mărit schema de personal la Ministerul Integrării Fondurilor Europene, să le spunem așa pe simplu. Se înmulțesc secretarii de stat, se înmulțesc. Ok, aparent poți să spui da, trebuie să ne pregătim și aș fi de acord cu treaba asta. Am spus asta în intro. Toate... Suntem ca pe vremea lui Traian Băsescu, care vorbea despre statul gras. Exact. Deci avem din nou un stat gras, călare, pe un la începutul, om subțiren, la începutul emisiunii v-am arătat fotografia, am fost și am văzut în Danemarca statuia corupției din Danemarca, în care e un gras care stă pe unul vai de mama lui, un slab. E, cam asta este ceea ce se întâmplă acum. Și slabul sunt companiile românești, slabul sunt cetățenii României care trebuie să plătească taxele ca acest stat foarte gras și foarte umflat să stea pe spatele cetățenilor. Și pe ce se bazează grasul ăsta? Se bazează pe acele fonduri europene pe care nu e în stare să le adune și să le ia și să le pună, să le investească. Da, premierul Ciuc a spus că avem cea mai mare creștere economică din Europa. Foarte bine că avem o creștere economică, dar hai să ne gândim de ce avem această creștere economică, că am încercat și eu să înțeleg de la specialiști de ce avem această creștere, ce s-a întâmplat, de unde atâta frenezie. Și
este foarte simplu. Avem o inflație foarte mare și explicația dată de specialiști a fost următoarea. N-are rost în momentul de față să stai cu bani în bancă sau la saltea dacă ai bani. Practic investești în ceva, scumperi ceva. Spuneau că au crescut vânzările de frigidere. Dacă mai țineți minte, când a venit pandemia, au scăzut atunci achizițiile de frigidere. Acum toată lumea a zis, am și eu niște bani, hai să-mi iau un frigider. Deci creșterea asta, un antrenament foarte bun. Atenție că această creștere economică este foarte înșelătoare. Ar fi foarte bine să fie una sănătoasă, dar e o creștere pe consum. De ce? Pentru că guvernul aruncă bani în piață. E adevărat, trebuie să ajutăm oamenii, dar trebuie să ajutăm pe cei care au cu adevărat nevoie. Da? Noi nu asta ar trebui să facem acum, să aruncăm atât de mulți bani. Noi trebuie să punem banii, tot ce luăm noi bani din împrumuturi, da? Banii ăștia ar trebui să se ducă în investiții, pentru că ei vor produce alți bani după aceea. Noi ce facem? Luăm bani acum îi dăm la pensii și salarii. De ce credeți că când spun că ne împrumutăm cu dobânzi extrem de mari noi, statul român, de pe piața internațională, ne împrumutăm pentru că creditorii nu au încredere în noi, în stat. Asta este explicația extrem de simplă. Mie mi se pare că lucrurile e foarte ușor să bravăm, e foarte ușor din perspectiva domnului Rareș Bogdan. Răspunsul a fost totul bine, mergem înainte, vedem cum o controlăm. Poate o să angajăm specialiști la fonduri europene din străinătate, dacă ai nu-și fac treaba, dar încă mai așteptăm să vedem dacă își fac treaba. Dar noi suntem la 50%. E adevărat, față de 9% din 2007, suntem la 50%. E o creștere enormă. Dar hai să vedem, hai să ne comparăm cu ceilalți din jurul nostru. Hai să ne comparăm cu cine trebuie. Noi ne comparăm cu, nu știu, nici cu Bulgaria nu mai putem să ne comparăm, din păcate. Începem să pierdem plutonul în care eram împreună cu Bulgaria. Da, am vrea să ne comparăm cu Polonia și nu reușim. Deci noi avem o șansă, în momentul de față este o șansă istorică pentru România și, din păcate, coaliția asta PSD-PNL, și aici mă gândesc la președintele Iohannis, care a promis jos cu ciuma roșie, dar el de fapt a adus la guvernare exact partidul pentru care, dacă vreți, alegerile în 2020 au fost clare. Oamenii au votat pentru reformă, au votat pentru o coaliție de dreapta și președintele Iohannis a zis nu mă interesează ce au votat românii, hai să facem o coaliție PNL-PSD. Deci, practic, au înșelat românii. Haideți să ne reținem ideile. Am rămas în pronunțare cu niște lucruri, Doru Pop. Inclusiv, nu o să mă las până la finalul emisiunii să nu discutăm despre ce se întâmplă în USR, pentru că se întâmplă acolo permanent lucruri de acum mai mult decât în alte dăți. Însă, schimbăm puțin subiectul pentru câteva minute. L-avem alături de noi pe senatorul Călin Mătieș de la PSD, senator de Alba. Vă salut, domnule Mătieș. Bună ziua, mulțumesc de invitație, dar l-am ascultat înainte pe domn, nu știu cine a fost, care scotea cumva în evidență că PSD-ul sau că intrarea PSD-ului la guvernare este o greșeală. Vreau să-i aduc de aminte, domnule, nu știu de la ce partid, nici nu mă interesează. Anul trecut, în decembrie, într-o criză pandemică, economică, energetică și toate care le mai vreți, dacă PSD-ul nu intra la guvernare, țara era în colaps. Indiferent ce spune dânsul că lumea a votat dreapta. Nu a votat lumea dreapta, lumea a votat să le fie mai bine. Ceea ce n-au reușit guvernarea de dreapta a fost în decembrie și în noiembrie. Că am reușit să liberalizăm prețul la energie. Domnule și Mătieș, fără să avem un studiu de impact. Ciuma roșie a devenit crucea roșie. Dacă nu imploda domnul Câțu guvernul de dreapta, nu intra PSD la guvernare. Domnul, ciuma roșie a devenit crucea roșie pentru România. Așa, asta să vă intre bine în cap și să înțelegeți lucrul ăsta. Că vorbim și facem tot felul de supoziții, ai dreptul fiecăruia, pentru că suntem într-o țară liberă, frumoasă și bogată. Bun, o secundă, sau vreți să răspundeți? Domnul este Viorel Băltărețu de la USR, ca să aibă un nume. Păi intrăm cu ăla, cu jumătate de miliard pierdut pe vaccinuri. Intrăm pe jumătate de miliard pe piste de biciclete. Intrăm în PNRR fără irigații. Intrăm. Ce să vă mai spun de USR, domnilor? Ce să vă spun de USR? Deci putem până mâine numai haideți să lăsați să răspundă USR, dacă tot l-ați provocat. Ok. Da, din păcate, ăsta este stilul PSD-ului cu jigniri și cu lucruri de genul ăsta.
Eu spun următorul lucru, dacă tot ducem discuția în direcția asta, din păcate, eu nu știu cu ce a venit PSD-ul să salveze România, pentru că a venit împreună cu PNL-ul acum și au mai angajat încă 15.000 de oameni așa pe toate funcțiile, au umflat iară toată structura și tare mi-e frică, chiar dacă ei acum clamează în Crucea Roșie, să nu ne trezim că este o cruce pe mormântul României, pentru că știe dânsul foarte bine ce înseamnă chestia am avut, asta. Da? Să avem un pic de grijă că nu, lucrurile nu stau chiar așa și suntem exact ca în 2008, toate lucrurile sunt bune, acum salvați România și peste 6 luni de zile sau peste un an de zile o să vedem unde ajungem, pentru că dacă nu se iau niște măsuri corecte, e adevărat dureroase, dar niște măsuri corecte de reformare a statului, aveți o grămadă de bani care se cheltuie în statul ăsta român degeaba, da? Să nu mai spun de pensii speciale și ce mai țineți dumneavoastră în brațe. A fost proiectul PSD-ului și PSD-ul a depus în Parlament anularea pensiilor speciale la parlamentari. Deci nu, inutil să discutăm așa din exterior. E foarte bine că suntem pe aceeași lungime de undă, dar CCR-ul este condusă politic de dumneavoastră și vedeți ce s-a întâmplat. E doar un joc de imagine, din păcate, ceea ce faceți dumneavoastră. Eu ca președinte de federație, de 10 ani, Federația Națională a Producătorilor de Produse Tradiționale, 25 de ani antreprenor în România din 98. Deci dumneavoastră nu puteți vorbi mie de politici, de tot felul că PSD-ul sau PNL-ul sau altceva. Eu am adus plus valoare în România și m-am luptat pentru tăranul român și pentru producătorul român fără să câștig. Stați liniștit că nu numai dumneavoastră ați fost acolo, okay. Și eu am adus plus valoare, dacă vrem fiecare să vedem și care atunci, cât e mai deștept și mai mare. Dar vedeți, asta e problema discuției pe care o ducem astăzi. Ne dăm albă ca zăpada după ce am adus România într-o criză, ne dăm albă ca zăpada, voi USR-ul vă dați albă ca zăpada. Bun, domnule Mătieș, haideți să facem un armistițiu aici. Gata. Și domnul Băltărețu, să știți că este om de afaceri, așa că și dumneavoastră amândoi sunteți oameni de afaceri și cred că dacă v-ați întâlni pe holurile Parlamentului acolo, ați găsi lucruri interesante de discutat. Mie îmi place când vă certați, dar discuția noastră de astăzi, domnule Mătieș, era despre gestul pe care l-ați făcut față de președintele Ungariei și mi s-a părut foarte interesant. Doamna Novak a venit în România ca un cetățean simplu, deși era președintele Ungariei. Discutabil. Stați să fac eu introducerea pentru cei care nu știu, da? A venit, s-a bucurat că a ajuns la Coloșvar. Nu știu dacă președintele unei țări își poate permite să reboteze numele unui oraș. Mă rog, orice cetățean poate să facă asta, mai puțin președintele, după părerea mea. La Alba, Giula Peherbar. Și la Alba, Iulia, Giula Peherbar. Așa. Exact. Și dumneavoastră ați întâmpinat-o cu un buchet tricolor, dar nu roșu, alb-verde, ci roșu, galben, albastru. Vreau să-mi spuneți... Dar după anglică tricoloră. Da, nu. Nu, trei trandafiri roșii, dar după anglică tricoloră. Da, nu. E greu să porți un dialog. Vorbim unul peste celălalt și nu reușesc să vă înțeleg, dar haideți să-mi spuneți puțin despre gestul dumneavoastră. Nu, haide că vă spun, nu. Deci, revolta mea a fost față de primarul Gabriel Pleșa, USR, care amplasează o statuie, proprietate privată, pentru că statuia este proprietate privată a bisericii reformate. Amplasează o statuie, proprietate privată, în mijlocul orașului, fără autorizație de construire, fără ca în hotărârea de Consiliu Local dânsul să explice consilierilor despre ce votează, le-a spus doar că e monument de for public. Deci domnul primar USR a făcut un abuz peste abuz și a mințit cetățenii orașului Alba Iulia. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru era doamnei președinte Catalin Novak că Transilvania nu este o colonie a Ungariei. Nu intră dânsa așa când dorește fără să meargă, pentru că relațiile diplomatice și protocoalele merg la președinte, și primarul USR a fost singurul oficial care a primit-o cu șopa anglică pe după el. De ce n-a fost primarul Clujului? De ce n-a fost altul președinte, primarul USR? Aici avem o problemă noi cu mentalitatea unor persoane din USR. Nu cu toate. Eu am respect față de senatorul Mureșan, față de senatorul Cernic, niște oameni deosebiți.
dar câțiva au probleme de comportament. Și cea mai mare problemă avea primarul USR din Alba Iulia, care a făcut multe ilegalități în momentul în care a primit-o pe doamna Novac, președintă Novac. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Mătieș. Asta a fost. Am vrut să ne explicați ce s-a întâmplat și da, cu ajutorul dumneavoastră să vorbim puțin despre vizita aceasta inopinată și complet, sau cum să zicem, complet semi-oficială a președintele Ungariei. Da, o vizită turistică a venit să prindă bronzul de Ardeal. Da, bine, mulțumesc foarte mult, domnule Mătieș. La revedere! O seară bună! Doru Pop! Deci, între Avram Iancu și Gabriel Bethlen există o discrepanță de 200 de ani pe care domnul Mătieș, poate din lacune de participare la orele de istorie de la clasă, nu o înțelege. Nu există nicio legătură între Avram Iancu, care este o expresie a contrarevoluției românești din 1848, și un principe maghiar din 1600. Deci nici o legătură. Asta e pe de o parte. Deci această incapacitate de înțelegere a conducerii politice românești cu privire la fenomenele istorice este șocantă. Vorbim despre un analfabetism istoric al liderilor politici. Pe de altă parte, exacerbarea conflictelor politice în contextul internațional, în contextul în care, în Ucraina, lângă noi, asistăm la această escaladare a conflictelor naționaliste, patriarhaliste, de factură revanșardă istorică, este de neacceptat. Partidul aflat la guvernământ, PSD, prin domnul Mătieș, s-a comportat ca un partid revanșard, iredentist, care provoacă niște reacții absurde. Între Avram Iancu, încă o dată, între Avram Iancu și Gabriel Bethlen, din punct de vedere istoric, nu există nici o legătură. Asta e un lucru. Despre al doilea lucru. Cătălin Novac. Da. Mie mi se pare, sincer, că n-ar fi fost așa de grav dacă nu era președintele Ungariei. Deci, dar dacă în calitatea aceasta, da, dânsa avea niște lucruri de înfăptuit pe care nu le-am făptuit. Pe de altă parte, trebuie să spunem că organizația non-guvernamentală, ONG-ul care se numește Gabriel Bethlen, finanțată de statul maghiar, cu miliarde de euro, conform unor estimări, vorbim de sume estimate undeva la 2 miliarde de euro, statul maghiar finanțează prin Gabriel Bethlen inclusiv formații de fotbal, formații de hockey, cumpărarea unor clădiri. Absolut. În, deci, Transilvania. Incapacitatea PSD. Nu neapărat prin acest ONG, prin altele, dar se întâmplă încă o dată. Incapacitatea PSD de a avea o reacție coerentă, politică, la adresa unei strategii a guvernului Orban, care este revanșard, este jenantă. A pune o fotografie, o imagine a lui Avram Iancu lângă o statuie este egal cu o reacție copilărească, infantilă. Gabriel Bethlen este o personalitate extraordinară a istoriei româno-maghiare. Nu este doar o istorie a maghiarilor, iar reacția pesediștilor, reacția acestui partid aflat la guvernământ, este jenantă. Avem nevoie de niște lideri politici mult mai pregătiți intelectual. Doamna Novac... I-am avut vreodată? Nu i-am avut. Doamna Novac însă ne arată cum arată un lider politic european, elegant, care știe cum se face politică la nivel global. Liderii politici și ai PSD și ai PNL demonstrează această incapacitate, acest analfabetism politic al clasei politice românești. Deci a făcut bine. Doamna Novac a făcut exact ce trebuia să facă ea. Nu trebuia să conducerea... spune, alo, domnule Iohannis, nu trebuia să anunțe pe nimeni. Vin în țara voastră. Conducerea politică a PSD, a PNL, a domnului Bogdan, care este un reprezentant al liberalilor ardeleni, nu au demonstrat că au aceeași înțelepciune, aceeași raționalitate politică pe care o au liderii maghiari. Asta este marele, cum să zic, marea rușine pe care noi, ca stat modern, o avem în fața acestor lideri care sunt incapabili să reacționeze în fața unor gesturi altfel normale. Gabriel Bethlen, ca principe al Ungariei, la un moment dat, a visat să creeze o dacie. Un stat care să îi înglobeze pe românii din Muntenia, din Moldova, împreună cu românii ardeleni.
incapacitatea liderilor politici români, care nu au fost la lecțiile de istorie din clasa 8-a, a 9-a, este manifestat aici. A pune o imagine a lui Avram Iancu lângă statuia lui Gabriel Bethlen. Încă o dată, vorbim de două secole de distanță. Nu au nicio legătură. Este dovada incompetenței, a analfabetismului politic. Da, eu ce aș vrea să spun e doar un pic aș vrea să completez. Până la urmă, noi aici în Transilvania, eu m-am mutat din București în 1996 la 20 de ani, m-am mutat aici la Cluj. Și în perioada aia 90-96, perspectiva pe care o aveam despre ce se întâmplă în Transilvania și cum stau lucrurile, era una destul de apocaliptică, ceea ce vedeam la televizor și ceea ce transmiteau oamenii politici. Se cere de curând evenimentele la Târgu Mureș. Atunci. Da, dar lucrurile, tot niște provocări până la urmă, să fim foarte clari. Ce înțeleg eu și ceea ce văd eu că se întâmplă este că oamenii politici, în loc să aplaneze și să spună lucrurilor, cum să spun, în Transilvania există e un spațiu multicultural. Românii cu ungurii, cu sașii, cu secuii, până la urmă, au trăit într-o acum armonie, dacă putem să spunem, dar până la urmă într-o conviețuire relativ pașnică. În general, toate conflictele astea care au apărut datorită să zic intereselor conducerii politice, tocmai ca să creeze conflictele astea între români și maghiari. Realitatea nu este așa. Realitatea e că oamenii știu fiecare locul lor, înțeleg fiecare poziția și eu cred că la nivel de oameni simpli, lucrurile sunt mult mai clare și nu există asemenea rivalități pe care le vedem la televizor, le vedem la domnul Mătieș, care transmite o ură în continuare, o provoacă prin ceea ce face și ce a spus dumneavoastră legat de strategie e cam atât a putut să facă statul român. Haideți să mai înțelegem încă ceva. Credeți dumneavoastră că președintele Iohannis, premierul Ciucă sau ministrul de externe sau, nu știu, președinții partidelor din coaliție nu știau, informați de către servicii, evident, că avem aici președintele Ungariei în vizită oficială, neoficială, cum a spus că e. Știau foarte bine ce va face, cum va face. Eu sunt convins că aveau toate informațiile astea. Mie mi se pare că vin la sfârșit acum și spun, pentru că am văzut și declarațiile domnului Ciolacu, sunt niște declarații sterile, în care efectiv a venit să mai bage un pic bățul prin gard. Noi ar trebui să înțelegem că istoria Transilvaniei este o istorie tumultoasă, dar de conviețuire și până la urmă ce s-a întâmplat ar trebui să acceptăm că asta e istoria, să arătăm părțile bune, să arătăm părțile mai puțin bune, să învățăm din ele și asta ar trebui să se întâmple. Nu, noi încercăm să ne tot râcâim unii pe alții. Bun, eu totdeauna încerc în emisiuni să organizez cumva lucrurile și să avem discuții pe subiecte foarte clare. Astăzi am început cu discuția despre USR și apoi am trecut la altele, la PNL, la ce se întâmplă cu guvernarea, apoi și la domnul Mătieș. Așa că aș vrea să ne întoarcem puțin la ce se întâmplă în USR. Am promis lucrul acesta. Doru Pop, ce părere aveți despre această perioadă foarte ciudată și foarte tulbure din USR? Nu că n-ar fi și altele, pentru că acolo este o permanentă... Eu spuneam despre USR că este partidul în care fiecare membru are în raniță un baston de mareșal, are impresia că el e viitorul lider al partidului. Da. Și mai jenant este faptul că USR, care trebuia să fie un partid progresist, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Ungaria, unde guvernarea Orban este considerată ca o guvernare retrogradă, avem un președinte al Ungariei femeie. Dacă ne uităm la conducerea politică a României, vedem, inclusiv din partea USR, dar și din partea PSD și din partea PNL, că România este condusă de o clică patriarhală de bărbați incompetenți. Bun, aici numai puțin, dăm voie să-ți dau argumentul cu Moldova.
Dacă ne uităm la Moldova, Moldova este o țară mult mai progresistă decât România contemporană. Moldova are un președinte femeie, un premier femeie, un conducător al serviciilor DNA, serviciilor de control judiciar, femeie. România este condusă de un general. România este condusă de un general, de un președinte bărbat care foarte greu enunță câteva cuvinte și de o alianță de bărbați. În Parlamentul României sunt 10-12% femei. Îmi pare rău. USR-ul nu a reușit. A trecut prin Senat o lege care spune că trebuie să fie 33% femei. USR-ul nu a reușit să ne arate. Cine conduce USR-ul? Cioloș, domnul Drulă, niște bărbați. Niște bărbați. Marele eșec al USR-ului este că, îmi pare rău că trebuie să spun asta, este că nu a reușit să demonstreze că este o forță progresistă de modernizare a României. PSD-ul și PNL-ul erau niște retrograzi în mod clar. USR-ul ar fi trebuit să fie forța principală a progresismului în România. Pentru mine, ca alegător al USR-ului, a fost o mare dezamăgire această incapacitate a USR-ului și, în general, a clasei politice românești de a arăta capacitatea de a duce România către modernizare. Nu? O avem pe doamna Leiden, multe țări din Uniunea Europeană sunt conduse de premier femei, sunt conducători ai Ministerului Apărării femei, doar noi avem un general, domnul Măciucă, îmi pare rău că trebuie să spun asta, care conduce discreționar... Este vorba de premierul Nicolae Ciucă. Este jenant că România secolului 21 este condusă de o alianță de, de retrograzi patriarhali care nu sunt în stare să ducă România către modernizare. Bun, și care, apropo de doamna Novac, sunt incapabili să ofere alternative și singurele lor alternative sunt retrograde. Asta este imagine generală, dar acum punctual, la situația aceasta din USR, în care stă să se rupă, membrii partidului încearcă să nu vorbească despre acest lucru, dar se știe că e o posibilitate extrem de viabilă, adică, sau mă rog, extrem de probabilă, având în vedere toate discuțiile care s-au purtat și dorința domnului Cioloș de a conduce ceva. Da, domnul Cioloș va rupe USR-ul în mod clar. Nu știu dacă această ruptură a USR-ului este benefică pentru România. Este evident că aici sunt niște presiuni de natură geostrategică, nu? Adică e clar că domnul Cioloș, datorită relațiilor pe care le are cu Franța și cu structurile intelectuale ale Franței, se află într-un fel de opoziție față de domnul Iohannis și ceilalți care se erijează în conducătorii României. O poziție foarte soft, dacă îmi dați voie. Da. Mi se pare că Cioloș este e o ruptură odată la gâtul cuiva. Nu, e o ruptură în Uniunea Europeană între cele două mari forțe politice, care sunt Germania și Franța. Din păcate, USR-ul se află în această falie. Domnul Cioloș și leadership-ul actual, domnul Drulă, sunt incapabili să gestioneze această tendință foarte importantă pentru viitorul Europei, pentru viitorul României, care înseamnă modernizarea pe niște criterii, nu? Care sunt transpolitice. Eu nu văd nici la USR, nici la PNL, nici la PSD această abilitate de a înțelege care este destinul României, nu pentru mâine, nu pentru poimâine, ci pentru următorul deceniu. Asta nu văd la conducerea. Nu vreau să fiu vehement, dar noi ar trebui să ne gândim care este viitorul României pentru următorul deceniu. Nu pentru următoarele alegeri, pentru următoarele decizii, să zicem, de coterie politică, în care PSD va prelua funcția de prim-ministru sau nu. Dar sigur da. Iar domnul general se va retrage ca să administreze parașutiștii care mor și avioanele care se prăbușesc. În mod evident, noi suntem pregătiți pentru un conflict global în care Armata României, condusă de marele general care administrează afacerile statului român, este într-o degringoladă completă. Nu e, Băltărețu, de la USR-ul dumneavoastră. Deci se rupe sau nu? Revin aici pentru că e atât de evident că există două tabere.
ați zis, mi-amintesc, nu dumneavoastră, sigur, cei din partid, că veți reuși să treceți peste toate punțile și barierele care există între USR și Plus mult mai repede decât alții. Și aici era bătaia către PNL și PDL, care sunt de 7 ani sau de când sunt împreună ei și încă, liniile, încă da, mai da. Au granița aceea. Și vedem și la alegerile de mâine că sunt pe tabere oamenii lui ăla, oamenii lui celălalt și așa mai departe. Și de asta zic că ați promis ca partid, dar nu s-a întâmplat din păcate și vedem că acele punți care existau încep să se spargă, să se rupă. Acum vedeți dumneavoastră, sunt două paliere pe care putem discuta. Noi aici la nivel de Cluj, de exemplu, sau la nivel regional sau local, lucrurile din punctul meu de vedere și vă spun din experiența mea și din ceea ce fac eu zi de zi aici la Cluj, cred că am rupt acele bariere și ba da, am rupt acele bariere și lucrurile funcționează destul de bine și de ceea ce spuneți dumneavoastră... Ați avut de curând o întâlnire în care s-a discutat despre viitorul partidului. Am primit un mail cu ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, ați ales la municipiu Cluj-Napoca un domn de 23 de ani care este și, nu, din câte știu eu, consilierul dumneavoastră. A fost? Da. Așa. Este noul lider, da. Noul lider al USR Cluj-Napoca, teoretic rivalul lui Emil Boc. Dacă s-ar face alegeri acum, partidele ar trebui să-și trimită cei mai buni oameni. Iar pe cei mai buni oameni i-au ales. I-au pus în funcția de președinte. Încă nu că e o discuție aici, doar președintele de filială locală nu e automat și candidatul nostru. Poate să fie. Ca logică, ce vreau să vă explic am ales în primul cel rând, mai bun om. Pe cel mai bun om îl pun candidat. Ce vreau să spun despre Yasin 23 de ani, Ibrahim. A fost consilierul meu. Eu am investit în tineri. Când am ajuns în Parlament, am spus că vreau să iau pe lângă mine tineri pe care să pot să-i formez, pe care să pot să-i ajut să crească în politică, pentru că trebuie să înțelegem următorul lucru. Schimbarea, dacă ne așteptăm ca schimbarea politică, schimbarea oamenilor politici, se va face doar prin tineri cu o mentalitate, dacă vreți, mai puțin pervertită. Și eu am 47 de ani, am trăit marea parte din viața mea în această societate și e foarte greu la un moment dat să nu încep să ai niște automatisme. Acum logica e că pe care l-ați crescut și l-ați și plătit, vă este șef, că sunteți înscris la organizația municipală Cluj-Napoca. Și care e problema? Nu e nicio problemă, vedeți, asta lucrurile la noi poate să-mi fie șef din perspectiva partidului, dar în același timp poate să fie un partener pentru noi parlamentarii și asta și este. Conducerea județeană, conducerea locală, practic lucrăm în parteneria parlamentarii cu conducerea partidului. Nu e ca la fotbal unde este un talent și îl bagi să joace la 18 ani, că e super talentat. Aici, eu mă gândesc, de exemplu, la poziția de judecător. Un judecător ar trebui să fie trecut prin viață, să vadă lucruri. În momentul în care mă judecă... Și ce ziceți de legile, că îi scot la 23 de ani? Ar putea fi el judecător, ar putea fi el... Adică, cum poate să... E clar că USR-ul are o viziune pe termen lung și că cetățenii Cluj, orașului Cluj-Napoca, municipiului Aelias... Clujensis, Napocensis, vor alege un viitor primar, Ibrahim. Este foarte clar. Dar nu se pune problema. Deci în momentul în care... E român. Vedeți? E român. Deci în momentul în care Ibrahim se va prezenta împreună cu miluțul nostru la alegeri, va câștiga Ibrahim. Nu duceți discuția. Tocmai eu zic că Clujul este extrem de... Exact, asta vreau să spun. Va câștiga, nu va câștiga, în primul rând trebuie să ajungă să concureze pentru poziția asta și avem un proces destul de complex intern. La noi nu vine cineva să pună mâna pe capul cuiva sau pe capul cuiva și să spună tu vei candida sau tu vei candida. Știți foarte bine că sunt cu destul de multă efervescență alegerile interne în partid.
cu multe dezbateri, cu multe acuze sau dacă vreți tot felul de așa cu sare și piper, dar până la urmă oamenii sunt aleși de către membrii de partid și nu vine un tătuc de undeva să. Și de asta ar trebui să înțelegeți că lucrurile merg într-o direcție și la noi, încă o dată, și la noi. De asta sunt toate efervescențele, când ne întrebați dacă se rupe sau nu se rupe, mă întrebați dacă se rupe sau nu se rupe. Sunt mai multe moduri în care vrem să facem aceste reforme. Da, poate că o să ajungem să fim, poate că o să ajungă să existe o platformă separată făcută de Dacian Cioloș. Vom vedea. Ideea este că lucrurile astea pot fi complementare. Se întâmplă, mergeți după Dacian Cioloș, că sunteți din plus. Nu, eu în momentul de față am proiectele mele. Da, foarte, foarte scurt. Eu în momentul de față rămân în USR, îmi văd de proiectele mele, duc proiectele mai departe, nu iau o decizie la cap. Iorel Băltărețu, deputat USR, Doru Pop, analist politic, cadru universitar la Facultatea de Teatru și Film. I-am mai avut în emisiune pe Rareș Bogdan, care este eurodeputat PNL, de asemenea pe Călin Mătieș, senator PSD. Eu sunt Ionel Lespuc, să aveți o seară perfectă, toate cele bune, la revedere!